fata ca o floare. Și-o nevastă cu lipic, nu mai trebuie nimic. Dragii mei, astăzi sunt alături de un prieten foarte bun, prietenul meu, dar cu siguranță al dumneavoastră, Nicu Paleru. Dar nu suntem singuri, suntem cu o prințesă, cu o domnișoară și îi spun ei mai întâi să rămână Anais. Asta am primit visul meu, măi, mulțumesc lui Dumnezeu, măi, măi, că mi-a dăruit o fată, sunt cel mai fericit tată. Cum e domnul să fii tatăl? Este fată, cea mai mare fericire posibilă din lumea asta. Și o fericire pe care nu mă gândeam că o pot... Stai mă, tati, puțin, stai ușor. Lasă-l, domnule, să-și facă ce nu vrea. Credeam că... Nu mă gândeam, nu mă mai așteptam că pot să o trăiesc. Pentru mine viața mea se împarte în două. Una până în 38 de ani și după 38 de ani. Și acum, ca să te întreb, care a fost sau care e mai frumoasă partea vieții? E logic, e logic că după, bineînțeles, da. De ce spui că nu te mai așteptai? Ai încercat să ai copii și... N-a vrut Dumnezeu. Dumnezeu nu a vrut, ce să facem? Și uite că la un moment poate că nici nu mai speram, dar Dumnezeu e mare și cu puterea Lui, ia uite ce s-a întâmplat și ce... Și ce minune v-a dat Dumnezeu. Am înțeles că soția ta, pe care o vedem aici în poze de la nuntă, cine e acolo, Anais? Mama, da? Am înțeles că ați avut niște probleme, a pierdut o sarcină. Da, da. Ce să facem? Se mai întâmplă și mai bune și mai rele. Dar Dumnezeu știe cum e, niciodată nu le așează pe când, toate. Când ne așteptăm noi, când te aștepți mai puțin, atunci îți dă Dumnezeu. Și sigur, e o minunată. Într-adevăr, așa s-a întâmplat și la mine în viața mea, dar poate că o să povestesc cumva pe parcursul emisiunii. Încerc să spun lucruri pe care nu le știu foarte mulți, pe care nu le-am spus și încerc așa, încet, încet, mi-e foarte greu să vorbesc, dar o să încerc să mă destrămâi și să spun... Vreau să începem cu copilăria ta. Cum era Nicu Paleru în copilărie? Te-ai născut într-o familie modestă? Modestă, foarte modestă. Eu am fost un copil sărac, dar asta nu m-a împiedicat să fiu fericit și pot să spun că de foarte multe ori mi-aș dori cu nostalgie, mi-aș dori să retrăiesc momentele alea din copilărie, unde chiar dacă nu le aveam eu pe toate, era o trăire aparte, era altfel, eram fericit. Eu țin dragostea cu anul, și beau vinul cu borcanul, Mama m-a învățat să cânt, de fapt cu ea cântam, cu ea repetam, să zicem așa. Deci aveam, mama avea voce, caiet. Cânta, sau are, mă rog. Și mama și tata, Dumnezeu să-l odihnească, tata cânta la acordeon, cânta pe la cumetrii. Mama, nu prea pot să vorbesc, că uite, mă agită fata. Da. Ea e bucuria familiei și totdeauna trebuie să găsească câte ceva de făcut. Da. E și de energie. Mic, de mic, mama avea un caietel de cântece și în permanență, în fiecare seară, am cântat. Până când am început să cânt și eu cu ea, pentru că la un moment dat început să mă măresc din cântece și cântam împreună. Ți-ai făcut un repertoriu? Bineînțeles, un repertoriu pe care îl cântam de fiecare dată când aveam ocazia. Dragostea și veselia, voia bună, omenia, cu prietenia, nădurea. De-aia cântă? Anais, tu cânti? Am mai cântat. Dar cine cântă la tine mai mult? Tati sau mami în casă? Tati cântă. Și mami îl mai ceartă pe tati câteodată? Ai început cu... Dar de la ce? De la ce ceartă? Vine târziu acasă? Zi, tati. Nu, e bună, nu ne spune nimic, adică... Dar cine-i șeful în casă? Cine-i șeful? Da, bravo. Da? Da? Vezi să nu uiți. De tati e șeful în casă. Da, să ne aud. Așa. Și mami, nu? Nu, că până acum știa și răspunsul ei cine-i șeful. Mami și cu mine suntem șefele în casă. Am plecat de jos în viață și-am trăit din munca mea. Am avut lacrimi pe față și n-a știut nimeni. Spuneai tu că ai fost un copil sărac. Ce înseamnă? Da, sărac înseamnă că nu...
cumpăra mama de încălțat odată la un de an Paște. De Paște și nici atunci chiar. Mergeam, ia, purtam de multe ori haine de căpătat. Le purtam, nu era nicio problemă. Țin minte că la un moment dat aveam o șubă, am purtat-o vreo 4 ani, 5 ani, o șubă din aia albastră mare. Nu mai dădeam jos după mine, fiecare iarnă o purta. Am inima bună, inima din mine, să o pui la rana, să te legi cu ea. Ești tată de fetiță și asta e un lucru mare pentru orice părinte când ajunge să-și strângă copilul în brațe, să vină să te pupe, nu știu, când vine la evenimente. Cred că e un lucru care te face să tresari. Mă răcorește. Te răcorește. Da, exact. Eu dacă am devenit tată la 40 de ani, la 39 de ani. Tu în prima căzicie n-ai avut copii, nu? Nu. Și la 39 de ani vă dați seama că puteam să am nepoți. Imaginați-vă cam cu ce plăcere și cum stau. Și acum stăteam de vorbă cu Nicu Paleru și cu nepoții. Mă uit cum crește, n-aș vrea să pierd nici măcar o clipă, nici măcar un moment din copilăria ei, că mi-am dorit. Din cărciumă, frățioare, vin acasă pe drum și ale naibii de picioare ar zbura acum. Băi, Nicu Paleru bea? Bineînțeles că bea, de ce să... Excese fac mai puțin, dar s-a întâmplat, am și făcut și excese, ce să mai... Dar înainte, poate că înainte. Acum mai puțin, la un moment dat, pe fondul unor greșeli de ale mele, s-a întâmplat ca pe la 37 de ani, așa, să pierd tot. Inclusiv și familie și tot casă, ce-a fost. Ai pierdut absolut casă, tot. Casă, familie, absolut tot. Am rămas și cu niște datorii. Să nu credeți că am jucat jocuri de noroc sau că am făcut ceva iurea. Pur și simplu am vrut mult mai mult decât și căsnicie e un joc trebuia. De noroc, știi cum e. Nu e nici de căsnicie nu e vorba. Pur și simplu, poate că mi-am dorit mai mult decât... Ai putut să duci. De cât am putut ăla. Să duc, da. Și nu m-am Ai oprit. Pierdut tot și ai luat-o de la capăt. Nu m-am oprit atunci când trebuia. Eu atunci am zis în felul următor: Doamne, eu cu puterile mele nu mai pot face nimic. E, din momentul ăsta mă las pe mâna ta, fă-i ce vrei. Eu din momentul ăsta nu mai sunt stăpân și nu eu îmi mai coordonez destinul. Și atunci s-a întâmplat, ăla a fost momentul în care pur și simplu am văzut că nu mai pot, nu mai am putere. Nu mai am putere să... Și am zis, ce fac? Mă îmbolnăvesc, că nu mai aveam foarte... Mă îmbolnăveam și gata, de grijile astea și stresul. La un moment dat... Pur și simplu, nu mai dorm mai noaptea, mă gândesc. Te gândești, am pierdut-o pe aia, pierd și pe aia, am datorii, n-am nici ce să le plătesc. Da. În momentul ăla, în anul ăla, am zis așa: nu mai mă interesează nimic, ce pot să fac, fac, cât e omenește posibil, ce nu, nu. E, numai că s-a întâmplat să mă apuc și de băutură. A fost un an în care am băut. Poate făcuse și o depresie atunci. Era o formă de depresie. Depresie, deznădejde și restul. Deci acolo sunt apropiate, sunt surori toate. Da. În momentul ăla, dacă eu m-am apucat de băutură, am zis, mă, lasă că să nu-mi iau eu zilele. Lasă că mai bine beau cât o-i putea, mă simt bine și cât o fi, cât mă mai ține Dumnezeu pe lumea asta, așa, păi gata. Mă petrec cu toată lumea de sâmbătă până lunea. Din momentul ăla, ce s-a întâmplat? Pur și simplu, am cunoscut-o pe soția mea la capătul celălalt al pământului, într-un turneu în America, primul în America. Ea nu avea nici înclin, nici mânecă cu muzica populară de petrecere, îi plăcea efectiv alt gen muzical. A venit forțată de un prieten de-al meu la spectacol. La petrecere. Da, hai ca să nu vin singur, hai că vine și Nicu la... În New York ne-am cunoscut. Da. Eu în momentul ăla nu aveam de gând nici măcar să mai leg o prietenie, dar păi să mă mai și recăsătoresc. Erai dezamăgit. Nici ei și nici mie nu ne-au... Adică n-am avut o atracție extraordinară. A fost dragoste la prima vedere, nici pe departe. Și ea a fost tot așa, s-a întâmplat, a fost o întâlnire pe fondul a unei depresii. Și a mea, și a ei. Și ea trecea printr-o perioadă grea. Exact, ea la capătul celălalt al pământului, vă dați seama... E greu, în străin e greu. Noi dacă ne întâlneam undeva în țară, niciodată nu aveam cum să, nici măcar ea să se uite la mine. Eu nu
nu aveam cum, adică eram din, nu neapărat din două clase sociale diferite, din medii diferite. Ea e mai mică cu 11 ani ca mine, nu aveam cum să ne întâlnim. Dar când efectiv Dumnezeu vrea? S-a întâmplat să vrea atunci și efectiv a mai durat vreo, cât să zic, în 9 luni de zile, 8 luni de zile ne-am căsătorit. V-ați și căsătorit? Da, păi cum ne-am căsătorit. Tu ai stat mai mult acolo, presupun. V-ați întâlnit? În februarie ne-am cunoscut. Așa? Și în noiembrie am făcut nuntă. Așa de repede v-ați... Da, da. În februarie ne-am cunoscut, în vară, în primăvară păi a rămas, și nu ți-a fost teamă? A rămas însărcinată. Nu mai mi-a fost teamă de nimic, pentru că asta este, asta e ceea ce am vrut să spun. Nu am mai, am zis, Doamne, pe mâna Ta merg, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, asta e, dacă e bine, e bine, dacă nu, nu. Eu nu mai stau să mai caut acum defecte și calități la un om, la o femeie. Dacă asta e ultima mea șansă să mai fac o familie, dacă o fi, dacă nu o fi, nu o fi, pur și simplu. Înainte de a ne căsători, ea a rămas și însărcinată, ceea ce a fost pentru mine, băi, efectiv, minune. A fost o minune, nici nu trebuia, deci mă gândeam, bă, să căsătorește, nu să căsătorește cu mine, nu e o problemă, dar să păstreze copilul. Și ea a fost, uite, că și nici pe ea n-am reușit să o înțeleg cum a putut. Să renunțe la viața ei de acolo. Să renunțe, da. Era la facultate acolo, avea un job, avea un era servit. La facultate? Da. Soția ta e mai tânără decât tine. E și mai tânără și mai deșteaptă și, și fiimea la fel. Și fiimea e la fel. Ea acum e mai inteligentă ca mine. De-aia spuneam, fata, ai cerut-o la socrii? Cum te înțelegi cu socrii? Cum a fost? Hai să spun ceva. Pentru cine nu știe, soția mea e machedoancă. Dacă tu ai fi tată de fată cum ar veni și vine unul la tine, bine, îi spun lăutar așa, în ghilimele, vine un lăutar la tine într-o zi, vine cu ea de mână, vezi că fata ta vine din America, vine cu el de mână, și vine în țară. Vine în țară și spune fata, tată, eu... Adică cam tot ce ai muncit tu până acum eu ca să asta, mă duci acolo. Eu pe ăsta îl vreau, vreau să mă întorc înapoi în țară. Îmi strică palerul. Și te uiți, și te uiți la el, el, muzicant, ca greierele, știi cum e cu greierele și furnica. Da. Greiere, băi, ăsta e de la de vara, deci cântă și iarna nu. În povestea ta, iarna ce-o face? Tu ești greierele și soția e furnica, nu? Așa. Și cu datorii, că la vremea aia, da, așa, n-are nici casă, n-are nici nimic. Mi-ai spus, tata, știam și niște datorii, nu am nici casă. Știi, păi, dar oricum îți dai seama că afla și el, aflase, da, dacă nu. Și tu ce zici în momentul ăla? Păi, ce să fac? Să las fata mea pe... Și normal că erau amândoi, erau reticenți, așa. Am încercat să le explic, să le spun că, băi, astea sunt sentimentele mele, fata dumneavoastră nu are, deci, efectiv, nu o să-mi bag joc de ea. Asta să cât s-o putea, dacă s-a întâmplat așa, să apară în momentul ăsta. Așa, și să mă vrea și nu, eu vreau. N-ai încercat să-i cânti, poate îi plăcea muzica, să-l iei la un pahar. Îi place muzica. Doamne, stau și mă gândesc cum să pot să-ți mulțumesc, pentru că noroc mi-ai dat mai mult decât am visat. Mi-ai dat bani, mi-am făcut casă, mi-ai dat nevastă frumoasă și-ai lăsat să-mi fie dată bucuria de a fi tată. Aici e mama mea. Mama ta? Da. Semeni cu mama ta? Da. Foarte frumos și sunteți amândoi, dar să știi că tu... Nu simt. Băi, Nicule, dar tu arăți bine, măi, nu pare diferență de... Nu, adică nu s-ar părea că domnișoara ai luat-o de pe băncile facultății și tu, parcă erai și tu un stânăr student acolo. E, uite, și o să mai fiu cât mă țină Dumnezeu. Ce cum e cântecul? Că mi-au barba până la os și mă fac tânăr frumos. Așa. Ia să vedem aici ce poze avem. Ia spune-ne tot. Hopa. Stai. Niște poze cu fata, din vacanță. Din vacanță? Unde erați aici în vacanță? Aici era în Republica Dominicană. Voi de mine, ai fost tu acolo? Îți imaginezi? Aici la... Unde era aici? Ia. Nu mai știi? La o petrecere? Ia, dă-i următoarea. Aici sunt eu la o nuntă. Ești la o nuntă? Te duci la nunți, îți plac nunțile, nu? Păi și
Vrei să cânti și tu ca tati? Nu vreau. De ce asta nu vrei? Asta e o poveste care am făcut-o eu. Aha. Foarte frumoasă. Da. Aici e ziua mea. Ești la ziua ta? Da. Dai și mie pozica puțin, ia să o văd și eu. Ia, să vedem așa cum ai fost tu la... Uite cum a fost ea la ziua ei. Câți anișori aveai acolo? Mai ții tu minte că... Doi ani! Bravo! Mai bine. Bravo! Un an? Un an. Aici e tot la ziua mea? Cine e? Cine e acolo? Axinte! Axinte? Aici eu lem undeva. Erai undeva tu. Și aici? Aici e la undeva la un restaurant. La un mall, la mall. Îți place să mergi la mall? Da, și uite ce aici alte ziua de mea. Asta ca să înțelegi cam ce memorie poate avea. Și repotică, domnule. Hai să ne mai uităm. Și aici, uite, gândi tu, micuță. Da, uite-te tu. Nani, tati. Și tu, și micuță, micuță. Ia să vedem mai departe. Asta e un telefon pe care și acum eu l-am găsit. Asta aici, Republica Dominicană. Așa. Aici... Spune-ne tot la ăștia bătrânii să învățăm. Tot în vacanță, noi... Zici și tu acolo ceva, că noi te credem. Aici... Mama cu tati undeva și aici sunt eu cu... Când ai născut tu, vezi ce micuță erai? Vezi, tati? Cu tati. Cu tati, cu mami și tati.